Când auzi de extraterestri, fie te gândești la filme, fie dai ochii peste cap. Abraham Loeb, șeful departamentului de astronomie de la Universitatea Harvard, este convins însă că am primit dovada că nu suntem singura civilizație din univers. I prefer to adopt the maxim of Sherlock Holmes that if you rule out the impossible, whatever remains, as improbable as it is, must be the truth. Șeful departamentului de astronomie de la Harvard vorbește despre primul obiect interstelar care a ajuns în sistemul nostru solar. Mai luminos decât oricare altul observat până acum, un obiect lung de 90 de metri de forma unei țigări, care a trecut la 100.000 de kilometri de pământ acum 3 ani. Profesorul Loeb crede că acesta reprezintă, de fapt, deșeuri tehnologice ale unei civilizații extraterestre. Argumentul lui este că a accelerat pe lângă Soare, fără să fie atras de gravitația acestuia. La sfârșitul lunii, Loeb își va publica teoria, dar este conștient că va trebuie să mai aștepte mult până să îi se confirme. There is probably intelligence far more advanced than ours. It may not be on planets next to stars, because as soon as technology develops beyond a certain point, that civilization will move away from their planet. My own belief is that once we move away from the solar system, we might get a message from outside saying, "Welcome to the interstellar club."